Bei și mănânci și bei și mănânci. Ups, cazi. Te întorci. Ups, te ridici. Te așezi și eu dorm. Cânți, plângi. Ce ne desparte? Vrei să o fac? De ce? De ce? De ce? Nu o să pot să-mi dezlipesc mâinile de corp. Mâzga asta caldă o să se răcească. Dacă mă trag de picioare, eu am voie să țip? Dacă nu mă țin în tine, o să țip tot drumul. Cum adică? De unde încep și care e sfârșitul? Capul meu iese, încep să țip. Ce voce am! Ce voce am! Ține-mă de ce-mi dai drumul. Noi două mâncăm și bem și ups, cădem. Mama, cum mai adormim noi două? Eu nu însemn nimic. Ești o minune. Cum? Arată ca o broscuță. Wow! De ce? Pentru ce wow? Covor din vierm de mătase. Genunchii mei înfundați. Spumos, dulce, scamea mare. Cutia mea moale, urcă-te cu mine. Există un colț care o să ne sugă în întunericul moale albastru. Pune capacul. Miroase frumos. Așa miroase casa mea. Clanța de la ușă are mizerie maro ca un piure înăuntru. O să-l scot eu. Rochiile de mireasă pentru nunta mea cu doctorul. Iepurele ăsta pe care apeși și plânge o să se întoarcă cu fața. La fel și omul din tablou care merge spre munte. Apăs doar din când în când ca să-mi amintesc ce înfricoșător e. În oja asta aurie cu sclipici, eu o să fac baie. Și brățările astea cu apă și sclipici o să am voie să le tai în camera mea când ne mutăm. Ce pot să fac? Cum trebuie să mă comport ca ea să nu sufere niciodată? E oare posibil? M-am atins din greșeală cu bisturiul în stânga sau dreapta capului. O cameră cu perdele prin care intră lumină foarte ușor. Dorm în mijlocul patului. Mama ține în fața feței mele o oglindă. Se aburește. Mama adoarme. Tata mă ridică într-o cutie de carton în fața oglinzii. Când doarme, îl desenez pe tot corpul cu carioci și îi prind în păr clame cu flori mari. Are treabă mai târziu. Din telecabină văd alb. Mergem să-mi iau pastila de la hotel. O să ne întoarcem și o să mă joc cu lopețile în zăpadă. Tata țipă și dărâmă pastila pe jos. Aș vrea să mă uit la mâinile mele și să mă distrez. Ce bine e să alergi pe hol cu periuța roz și prosopul Barbie, țipând. Ajută-mă să aprind lumina. Zi-mi ceva frumos. Trandafir roz cu sclipici. Încă ți se pare frumos și încă mă iubești. Dar nu, nu e posibil. De ce ar vrea cineva să se uite la mâna mea și să mă mângâie pe față? Să mă protejeze și să se întoarcă atunci când îmi dau bluza jos? De ce nu ar vrea să mă găsească pe jos foarte murdară de noroi? Să fiu un animăluț foarte rănit? Să nu scot niciun cuvânt? Doar bebelușii merită să fie ținuți în brațe, pupați pe toată fața. Aș vrea să fi mâncat de mult mai multe ori roșii cu brânză când mă strigai. Tu spuneai că e frumos când scrii de mână să nu ridici deloc creionul de pe foaie. Ce m-am speriat când te-am auzit scâncind în noaptea aia. Am aflat abia la final și mi-a venit să vomit. Familia mea împreună de Crăciun.
Lucrurile au început să se clarifice odată cu ornamentele stricate. Globurile imense sparte, moșul în mărime naturală cu voce macabră. Spectacolul meu în sufragerie. De revelion am pus ultima masă. Un strat subțire de zahăr deasupra puroiului. Un animăluț foarte rănit. Nu scot niciun cuvânt. O mașină care m-a spulberat, o apă violentă, un om rău. Și totul se mișcă la fel ca înainte. Tu ești singura care va plânge și asta mi-ajunge. De ce nu pot să mă zbat la despărțire? În primăvara aia am fost abandonată la fel. Cum o să mai adormim noi două, mama, dacă nu pot să rămân? 300 de raze țipătoare. E liniște în casă. Iarba de sub piscina din grădină o să putrezească, cât timp noi o să țipăm în apă la umbră și eu o să mă scufund râzând.